ce frumos. Da, fraților, am găsit aici o casă părăsită. Se află exact în spatele ei. Este o sondă, o nescă de petrol. Uitați ce peisaj fantastic aici. Aici se observă și un veceu. Ia. Apare să fi fost un veceu acolo. Ia să vedem despre ce e vorba aici. Hai să intrăm pe partea asta. Aici este probabil stăteau animalele. Încă sunt niște căcăreze proaspete. Și de cal. Aici tot de animale. Deci nu se intră pe aici. O să iau prin partea asta. Deci aici tot așa. De animale. Aici se punea fân și cocel la vaci. Din paiantă. Acoperișul ăsta nu-i vechi, lemnul. A fost refăcut, e destul de nou acoperișul. Bine nou, în ceva ani. Să luăm prin spate. Acolo urmele de la alt veceu. Hai să vedem. Și aici este... A picat partea asta, ia uite, mă. Pată asta din 80 toamnă. Pe arcuri. Așa. Holul. Și altă cameră aici. Cu sobă. De teracotă. Îmi lasă numai căcăreze. Asta cred că mai... Trau ele, cine știe. Și acum ieșim. E veranda sau cum îi zice. Au, ce peisaj avea aici. Cioban. Suntem în vârf de deal. Și pe aici se coboară. Foarte tare, piatră serioasă aici. Aha, și are și beci. Uitați ce fundate din piatră. Are aici să te sus frumos pe verandă. Cum îi zice asta? Verandă, parcă. A, și aici beciu. Ia să intrăm și în beci. Atât? Da, doar atât. Erau ca un fel de cămară, deci. Punea una alta. Aici se închide. Da, destul de mic. Interesant. Am ieșit la o plimbare cu mașina pe aici pe dealuri. Și am văzut casa asta și am zis opre să... Filmez puțin să vă arăt și vouă. Deci aici era graj de văcuțe de astea. Sigur se vede după asta unde le punea de mâncare. Aici de oi. Avem pe aici trece cineva. Probabil lucrează la sondă acolo. Foarte tare. Deci are două camere și plus două camere. Una pentru oițe și una pentru văcuțe.
Nu m-am uitat dacă are, în afară de beci, dacă are și pod. Dar ce frumos se vede de aici. De sus, liniște. Și avem un peisaj extraordinar. Aha, uitați și intrarea în pod. Deci, clar, normal trebuie să... Să dau drumul la lanternă. Cică, ce e acolo? Gemuleț aici. Hai că să-i bați puțin în cameră. Hopa! Vă dați seama că asta pe care vreo 100 de ani. Aici a trăit o familie, ceva. Aici a rămas și un tablou. Hopa, or, asta iese de la o rândunică. Pus cuib de rândunică aici. Lasă așa, poate să o întoarce. Și aici este un tablou. Foarte frumos. Aici este o femeie, aici pare a fi, nu prea îmi dau seama, o casă, o... nu știu, este lucrat manual, din material, foarte frumos, chiar foarte frumos, îmi pare că e destul de vechi, aici cu gratii la geam. Aici a fost aici soba făcută din teracotă, dar doar în camera asta e soba, în camera asta alaltă, probabil se dormea doar vara sau era acolo soba făcută în colțul ăla, nu știu, că nu are nimic deasupra tavanului, e șapament, foarte tare. Băi, ce peisaj, ce liniște aici. Aici e gardul, aici a fost împrejmuit, e destul de vechi. Aici e o sondă care nu mai funcționează, cel puțin de moment. Aici a fost un pariu, că încă se vede urmele fostului gard. Stai singur aici, în vârf de deal, cu oițele, cu văcuțele, rămășițe. Ia, ce mai avem pe aici? Și aici cred că a fost un cotes, ceva se vede, niște beton. Da, și mai jos, sigur, sunt pom fructiferi pe aici. Livada, acolo e fostul veceu. A, uitați căsut. Un beci mic, mic. Mai devreme cămară.
fondație din piatră. Asta dacă era îngrijită, ținea și astăzi. De fapt, încă e în picioare. Ia să vedem aici la WC. Sau nu e, am crezut eu că e WC, de fapt este tot așa, o fostă construcție din paiantă. Aici urme de cal. A fost aici o magazie ceva care a picat. Vedem aici un stâlp sănătos, gros. Aici paianta și cu... Astea sunt putrezite numai. Bun, cam asta am vrut să vă arăt. Tare, nu? Peisaj mirific, liniște și o casă abandonată.